examenului de bacalaureat, care încep în data de 1 iulie. Antena 1 ne anunță că luna viitoare încep probele serioase de la BAC. Luna viitoare, adică iulie, nu cum scriu ei pe ecran. Probele scrise ale examenului de bacalaureat, care încep în data de 1 iulie. Subiectele ancorate în realitate, asta le-a plăcut tinerilor la probele orale, nu sunt ca cele desuete, după părerea lor, romanele, Enigma Otiliei Ion sau Moromeții de la proba scrisă a examenului de la limba română. Ați auzit? Romanele sunt desuete, dar suntem curioși ce-și doresc candidații. Am încheiat citatul din Ion Luca Caragiale la proba de limba și literatura română. Subiectele de astăzi ancorate în realitate, ca de exemplu rolul originalității în arte sau preluarea cuvintelor din limba engleză în vocabularul tinerilor din limba română, multe subiecte destul de interesante pentru ei, așa cum și-ar dori de altfel să arate examenul de bacalaureat întru totul, chiar și la probele scrise. Asta își doresc, de fapt, adolescenții. Asta își doresc elevii, să explice cum știu ei mai bine de ce folosesc romgleza în loc de română. You know that, că v-am mai prezentat odată. Un termen clar definit în dicționar a devenit în ultimul an de-a dreptul molipsitor, cu variantele din limba engleză, like și OMG. Mi-a intrat în reflex și nu mai pot să mă dezobișnuiesc, este ca un tic verbal. Am început să mi le notez, ca să le mai dau pe la lucrări, să le corecteze. S-a ridicat la ocazie, dedicație, folosit cu sensul de devotament. Sunt acolo pentru tine. Capabilitate, disperare. Luăm poze de pe peste tot. To take pictures. Adică facem poze. Da, facem poze și salvăm bani și salvăm timp și facem decizii. Face sens? Păi nu face sens, are sens. Pusărească anumită Rom English nu dovedește deloc inteligentă. Oh my God! Din potrivă! Yeah, oh my God! Gen! Pur și simplu vorbitorii mutilează simultan ambele limbi. E indicat să vorbești română sau engleză curat, fără să le amesteci. Așa ești prost în două limbi. Anca Alexandrescu are și amixul ei preferat. Între un stadion și o companie de asigurări. Mighi, mighi. Atâta, poate atâta faci. Ia să vedem.